Va trebui să mă interesez pe unde vine Sfânta Tereza. Și eu ce fac până atunci? Mai întâi să-ți faci rost de niște haine. Și după aceea? Am vrei să-ți întocmesc un orar. Bine, fie. Fix am zis nopții, ne vedem în gara Triaj. Hai. Alo? Alo? Ofițerul? Supărați, domnule, vreau să vă cumpăr vestea asta. Ești dezertor, du-te dracului! Nu vin haina asta? Lasă-mă, domnule, în pace! Îți dau o mașină pe ea. Uite, mașină? Mercedes ultimul tip. Cauciucuri, faruri noi, tot în ordine. Ai furat-o. Vreau să stau de vorbă cu tine. Ce să vorbești cu mine? Prietene, sunt convins că ăsta a fost singurul tău gest patriotic. Că sunt grăbit, nici n-am mai coborât în magazie. Mi-a oferit costumul ei. Medicul șef. La camera 2. Mulțumesc. Bună ziua! Bună ziua! Ce-i, soră? Am venit să vă iau. Cum? Adică ai venit să mă iei? O să vă explic pe drum. Am un prieten și trebuie operat. Adu-l aici! Nu e obișnuit cu transportul. Și de obicei se operează acasă. Ce-ai nebunit? Îți arde de glume? Pleacă! Nu glumesc, domnule doctor. Dacă vreți, pot să vă dovedesc. Lasă jucăria. Auzi? Du-te la bolnavi. Sau mai bine, roagă-te. Poate pentru dumneavoastră, ca să ajungeți în rai. Îmbrăcați-vă! Spuneți-i că sunteți ocupat. Dacă nu trag... Sunt ocupat! Lăsați-mă în pace! Vă mulțumesc, domnule doctor. De ce scule aveți nevoie pentru operație? Depinde de operație. A fost împușcat în piept. Pieptul e mare. Unde? Aici. Sub claviculă?
Plămânul e atins? Nu știu. Nu mă pricep la anatomie. Dar dacă mai face multe consultări în gol, moare! Părerea mea e să luăm toate sculele. Poftim! De ce mai aveți nevoie? Depinde de rană. Nu înțelegeți. A fost împușcat cu un tun. Rană mare, febră mare, dureri mari. Vă dați seama că n-am ce pierde? La cea mai mică împotrivire trag!